Salut! A venit primăvara și trebuie să facem curat la căpșuni. Operațiunea de astăzi constă în îndepărtarea părților uscate pentru a face o igienizare corespunzătoare a tufelor de căpșuni. Cu o foarfecă bună, bine ascuțită, tăiem toate părțile uscate, toți stolonii rămași de anul trecut și îndepărtăm de la bază toată partea vegetală uscată. Este o operațiune esențială, foarte importantă, pentru că în această uscătură, dacă rămâne pe loc, se dezvoltă în continuare fungii. Părțile uscate sunt o rezervă biologică foarte favorabilă dezvoltării fungilor. Iar fungii în căpșuni dăunează fructele. Vom avea astfel fructe stricate. Așa că nu pregetați să faceți această operațiune migăloasă, dar necesară. Trebuie îndepărtate toate frunzele uscate, toate părțile uscate și care nu mai au forme de viață în prezent. Așa cum se vede, terenul meu este înierbat, este nevoie să-l și sap. După curățarea căpșunilor, trec la sapă. Sapa este sfântă. O operațiune delicată, dar necesară. Sapa a salvat pământul, a salvat căpșunii, am îndepărtat toate părțile tari. Am înfărmițat în același timp cu grebla și bălegarul rămas. După aceste operațiuni mecanice, am trecut la o igienizare chimică cu o soluție de cupru. Am stropit bine fiecare tufă de căpșun. Stropirea înseamnă îmbăiere, o îmbăiere totală pentru a asigura o cât mai bună dispersie pe suprafața căpșunilor. Eu am făcut cu o soluție de ceamp, puteți folosi orice soluție pe bază de cupru. Așa arată rândul meu cu căpșuni după o zi de muncă, după cam 3 ore de lucru. Sunt mulțumit. Am îndepărtat buruienile, am îndepărtat părțile uscate, acum așteptăm ca apa, căldura și nutrienții să dezvolte plantele noastre. Multă sănătate și aveți grijă de voi!